la jertfa pe care o aduce. Hristos, mielul vrednic și sfânt, creime în sfinete să-i dăm slavă, prin jertfa ne care celebrăm. Domnului tainică moarte și a lui înviere o cântă. Prin jertfa cea mare și prea bunul și blândul Iisus ne aduce din cer mântuire și hară de la Tatăl de sus. Trăimi sfinete să-i dăm slavă prin jertfa ne care celebrăm. Credința, speranța, iubirea, l-avem în Hristos, Domnul Sfânt, că El să-L cinstească împreună și cerul și întregul pământ. Trăimi, sfinete, să-i dăm slavă, prin jertfa ne care celebrăm. A Domnului tainică moarte și a lui înviere o cântă. Veniți, frați creștini, cu iubire, uniți-vă, ne rugă și cuvânt, la jertfa pe care o aduce. Hristos, mielul vrednic și sfânt, trăimi, sfinete, să-i dăm slavă, prin jertfa ne care celebrăm. A Domnului tainică moarte și a lui înviere o cântă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Excelențele voastre, dragi confrați, iubiți frați și surori întru Hristos, am aflat și am auzit că dimineața a fost sfințiri de preoți. Foarte frumos. Iată că în seara aceasta, 4 dintre cei care au plecat din mijlocul dumneavoastră se întorc după 50 de ani pentru ca să aducă mulțumire și recunoștință atât lui Dumnezeu în primul rând și apoi Episcopiei de Iași, care ne-a format, ne-a pregătit și ne-a trimis în lume.
ne-am întors din lume să aducem mulțumiri împreună cu dumneavoastră. Și pentru ca mulțumirea noastră și unită cu a dumneavoastră să fie primită și împlinită rugăciunile noastre, ne recunoaștem mai întâi vina, greșelile și păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tu care ai fost trimis de Tatăl Ceresc să-i tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Tu care ai venit să-i chemi pe cei păcătoși, Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, Tu care șezi de-a dreapta Tatălui ca să mijlocevești pentru noi, Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Mărire în cer lui Dumnezeu! Pe pământ oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Logomoria, logomoria, Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne, Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiule, Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Logomoria, logomoria, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfântă, Tu singură, Domnul, Tu singură prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Logomoria, Amen.
Dumnezeule, care l-ai ridicat pe Sfântul Ioan Botezătorul ca să-i pregătească Domnului Hristos un popor desăvârșit, dă-i bisericii tale harul bucuriei spirituale și călăuzește cugetele tuturor credincioșilor pe calea mântuirii și a păcii. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Ascultați-mă, insulelor, dați atenție, popoare îndepărtate. Domnul m-a chemat din sânul matern, din pântecele mamei mele și a adus aminte de numele meu. A făcut gura mea ca o sabie tăioasă, la umbra mâinii sale m-am adăpostit. M-am făcut ca o săgeată ascuțită și m-am pus în tolba sa. El mi-a zis, tu ești slujitorul meu, Israel, în tine mă voi glorifica. Dar eu spuneam, degeaba m-am trudit, în zadar și fără folos mi-am consumat puterea. Și totuși, judecata mea este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Acum, așa vorbește Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob și să-l adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști, știi când mă așez și când mă scol. Pătrunzi de departe intențiile mele, fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă, toate cărările mele îți sunt cunoscute. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Pentru că Tu ai format rărunchii mei, m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Lucrările tale sunt admirabile. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Și sufletul meu cunoaște bine aceasta. Oasele mele nu erau ascunse pentru tine când am fost plămădit în taină. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul le spunea, Dumnezeu l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie spunând, l-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toată voința mea. Din descendența acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor, pe Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al convertirii pentru tot poporul lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârșitul călătoriei sale, spunea,
eu nu sunt ceea ce credeți voi că sunt, dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii din neamul lui Abraham și aceia dintre voi care sunt temători de Dumnezeu, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, cuvântul Domnului. Al celui preanalt te vei chema, căci vei merge înaintea Domnului să pregătești căile sale. Aleluia! 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 Domnul să fie cu voi și cu Domnul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! Când s-a împlinit timpul pentru Elisabeta ca să nască, a născut un fiu. Când vecinii și rudele ei au auzit că Domnul și-a arătat marea îndurare față de ea, se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit pentru circumcizia copilului și voiau să-i pună numele Zaharia, ca al tatălui său. Însă luând cuvântul, mama lui a spus: Nu, ci se va chema Ioan. Dar ei au zis: Nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta. I-au făcut semne tatălui său cum ar vrea să fie numit. Cerând o tăbliță, a scris: Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat. Îndată i s-a deschis gura și i s-a deslegat limba, iar el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu. I-a cuprins frica pe toți vecinii și în tot ținutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. Toți cei care le auzeau le păstrau în inima lor spunând: Ce va fi oare acest copil? Pentru că mâna Domnului era cu el. Copilul creștea și se întărea în duh. El a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Cuvântul Domnului. Slavă ție, Hristoase! Excelențele voastre, dragi confrați, iubiți frați și surori întru Hristos! Astăzi biserica celebrează nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ceea ce ne surprinde este tocmai faptul că de nașterea lui nu s-a bucurat doar părinții și rudele, ci întreaga familie și vecinii și alții mai departe. Dar nu numai cei contemporani cu Ioan Botezătorul, dar și astăzi încă lumea se bucură de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.
pentru că, într-adevăr, el a fost ales de Dumnezeu, plin de Dumnezeu și cuprins de Iisus Hristos. Pentru că însăși părinții l-au văzut un dar al lui Dumnezeu. Nu-l socoteau al lor, dar pentru Dumnezeu. Iar Ioan Botezătorul este acela care s-a oferit total trup și suflet pentru Hristos să pregătească calea venirii Lui, Hristos în lume. Și ceea ce este foarte important este faptul că dacă Ioan era cel care chema lumea la el în pustiu pe malul Iordanului, odată cu venirea lui Iisus Hristos și arătându-l, iată mielul lui Dumnezeu, se schimbă totul. Pentru că Iisus Hristos este acela care de acum înainte va merge el să caute pe oameni, nu trebuia să mai vină pe malul Iordanului. Dar, iubiți frați și surori, întru Hristos, iată și astăzi sărbătoare mare și se bucură neamurile de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Și spuneam la începutul Sfintei Liturghii că este un dublu motiv de bucurie, pentru că câțiva tineri, 10 tineri, mi se pare, au primit astăzi, prin bunăvoința excelenței sale Iosif, darul preoției. Și ei sunt trimiși, iar noi, 50 de ani. Iată, un răsărit de soare și un apus. Tinerii preoți și noi cu 50 de ani de preoție. Se spune, iubiți frați și surori întru Hristos, că pe masa Sfântului Papa Ioan al 23-lea a fost găsită o fotografie. În mână, Papa ținea o scrisoare, un document. În spate era o cruce mare, iar pe birou un glob, globul pământesc. Ce voia să spună toate acestea? Că Sfântul Părinte Papa Ioan al 23-lea era plin de iubirea lui Dumnezeu care venea din răstignit, Iisus Hristos cel răstignit. El avea la inima lui toată lumea pe care o iubea și voia ca să-L ducă pe Hristos. Deci nu numai o parohie, o dieceză, o țară, dar lumea întreagă. Dar, iubiți frați și surori, întru Hristos, iată și noi, acum 50 de ani am plecat din seminar, după ce 10 ani aveam și noi un crucifix mare pe care îl priveam și ne aminteam mereu de jertfa lui Hristos și iubirea cea mare al Dumnezeu Tatăl manifestată în jertfa lui Iisus Hristos, care ne-a iubit până la sfârșit. Iată, îmi permit să spun că Iașul este o pepinieră în care tinerii sunt formați, pregătiți și trimiși în lume. Pentru că dacă ne gândim astăzi, cei formați în seminarul din Iași sunt America, Canada, Africa, Europa, peste tot. Iată așadar cum acum Iisus Hristos, formând prin superior pe acești tineri, i-a trimis în lume. Nu mai cheamă pe toți creștinii din lume la Iași, ci Iașul merge pretutindeni. Iubiți frați și surori, întru Hristos, deschidem Sfânta Evanghelie și vedem pe Iisus Hristos în templul din sinagoga din Nazaret. Și ce spune Iisus Hristos? Am fost trimis să duc vestea cea bună săracilor, celor închiși eliberarea, să vinde pe cei bolnavi și pe cei asupriți să le dau din nou libertatea. Iubiți frați și surori, întru Hristos, aceasta trebuie să fie și aceasta este și trimiterea preotului. Această misiune a lui Iisus Hristos este oferită și preotului, un dar, fără meritul nostru, fără ceva care să merităm așa ceva, acest dar mare, dar este total darul lui Dumnezeu. Așa cum Preasfânta Fecioară Maria în preamărește sufletul meu pe Domnul, spune, lucruri mari mi-a făcut cel atotputernic și sfânt este numele Lui. Da?
Într-adevăr, și noi putem spune că este darul lui Dumnezeu total gratuit. Iar noi trebuie să fim conștienți de această trimitere și care este misiunea noastră. Pentru că și episcopul Iașului ne-a înmânat un document, cum avea Sfântul Părinte Papa Ioan al XXIII-lea, un document. Și episcopul a spus, mergeți în lume și predicați Evanghelia. Iată așadar, preotul trebuie să fie conștient de misiunea lui. Și noi cei care astăzi facem 50 de ani de preoție, și noi am dus vestea mântuirii în lumea întreagă, pe unde am umblat și am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Dar, iubiți frați și surori întru Hristos, desigur că au fost și bucurii în viața unui preot timp de 50 de ani, au fost și greutăți, dar dacă nu era crucifixul din spatele nostru, dacă nu era răstignitul în fața noastră, poate am fi căzut, am fi clacat. Iată, totuși răstignitul iubirea lui Hristos, care ne-a arătat iubirea până la sfârșit, ne-a ajutat ca să perseverăm, să, cu ajutorul lui să depășim toate momentele grele din viață și astăzi să fim în mijlocul dumneavoastră. Și spuneam la început că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat, mulțumim diecezei de Iași, mulțumim dumneavoastră înșivă, care ați fost mereu cu gândul la preoți și v-ați rugat pentru ei ca să fim preoți buni, ca să îl ducem pe Hristos lumii și să amintim lumii care este disperată, dezorientată, că Dumnezeu îi iubește. Da? Dumnezeu ne iubește pe toți așa cum suntem, nu cum ar trebui să fim. Căci dacă ar trebui să ne iubească cum ar trebui să fim, poate nu am mai merita. Dar El ne iubește așa cum suntem, pe noi și pe dumneavoastră. Așadar, trebuie să ne unim mai departe forțele, fruntea sus și mergem împreună. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților
și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul ne cunoaște pe nume și încă din sânul matern are pentru fiecare un plan de mântuire. Având încredere că vom fi ascultați, să invocăm cu credință ajutorul Său spunând, Doamne, sfințește poporul Tău! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca biserica, prin sărăcie, fidelitate și curaj, să continue să pregătească venirea Domnului printre oameni, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca vestitorii Evangheliei să scoată societatea din starea ei de indiferență și de răutate, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca toți oamenii să dea mărturie despre Hristos și să îi pregătească o cale dreaptă prin trăirea credinței, a speranței și a iubirii, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca tuturor copiilor din lume să le fie recunoscut dreptul de a se naște, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca părinții și copiii, prin existența și iubirea lor, să-i dea slavă lui Dumnezeu și să vorbească tuturor despre bunătatea Sa, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca martirii adevărului și ai credinței să ne dispună și pe noi spre a ne mărturisi credința cu prețul oricărei jertfe, să ne rugăm! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru colegii care au mers înaintea noastră cu semnul credinței, Burcă Dumitru, Chelaru Virgil, Cucuteanu Mihai, Gabor Petru, Rătan Ioan, Albert, să ne dispun și să fie răsplătiți cu toții pentru munca lor pusă în via Domnului, să ne rugăm. Doamne, sfințește poporul Tău! Doamne, care L-ai copleșit cu Duhul Tău pe Sfântul Ioan Botezătorul, și i-ai dat harul să-L recunoască pe Mântuitorul pe când era încă în sânul mamei, fă-ne adevărați ucenici ai Tăi și martori ai luminii Tale, prin Hristos Domnul nostru. Să din oameni si mă plebone, eu m-am luat din lume, cum erați, v-am primit și v-am iubit. Prezent sunt să-ți vestim cuvântul, prezenții sunete. Eu v-am chemat când voi mă prigoneați, voi ați rămas cu mine, era greu. Am rugat și-am biruit. Prezenți sunt o Doamne, să-ți vestim cuvântul. Prezenți sunt rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul.
Aducem, Doamne, daruri pe altarul Tău, celebrând după cuvință nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care a prevestit venirea Mântuitorului lumii și l-a arătat prezent între oameni. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi și Duhul Tău sus inimile. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi te preamărim pentru lucrurile minunate, înfăptuite în Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost ales dintre toți oamenii și a fost sfințit pentru a pregăti calea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar înainte de a se naște, El a tresărit de bucurie la apropierea Mântuitorului. Apoi, la nașterea Lui, a prevestit bucuria mântuirii și în cele din urmă, dintre toți prorocii, El singur l-a arătat pe Mesia ca miel al lui Dumnezeu. El l-a botezat în apele Iordanului pe Fiul Tău, care avea să o rânduiască botezul și a întărit prin vărsarea sângelui Său mărturia dată pentru Hristos. De aceea, în unire cu îngerii și sfinții, cântăm fără încetare imnul de laudă al măririi Tale. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plină este și Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu
care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, episcopul nostru Iosif, toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic sub acoperimentul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Mereu cu noi, când mă
Să-ți-vă de chipul tainică oglindin. Amănere mă, erau-i mereu cu noi, de va fi greu să fim mereu. Cercare și ne cum până de-o-i fi, cu braț puternic tu să mă sosi. Întăriți la ospățul mielului ceresc, te rugăm, Doamne, pentru biserica ta, care celebrează astăzi cu bucurie nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dă-i harul să-l recunoască drept izvor al renașterii sale, pe acela pe care el l-a prevestit că va veni între oameni. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. La 50 de ani de preoție, când veacul e la jumătate, cuvine se răgaz și rugă pentru ajutor pe mai departe. Doar harul lui poate să ajungă. Chemându-vă la păstorire, Iisus Hristos v-a întărit, v-a dăruit a sa iubire ce n-are început sfârșit. Îndrăgostiți de al său cuvânt, v-ați îmbrăcat în lumină, călăuziți de Duhul Sfânt, slujirea în lume e deplină. Și timpul vrea să întărească, sunteți prea vrednici slujitori. Și vrea mereu să vă amintească, iubirea n-are numai flori. De multe ori, spinii pătrund, prin crusta vieții efemere, n-au fost doriți, n-au stat la rând și dat au startul la durere. Dar jurământul v-a fost hrană și însoțitor pe drumul vieții, spre cele care mereu tot cheamă, păstori în anii tinereții. Ușor, ușor, anii se încarcă cu faptele nemuritoare ce se adună într-o barcă și merg spre viața viitoare. Azi e prilej de bucurie, în sus întinde a sa mână, un gând cuvântă vă îmbie, bine ați venit din nou acasă. Înainte de a le cânta un mulți ani preoților jubilanți, astăzi l-am rugat pe Preasfințitul Petru la hirotonirea celor 10 care l-au răsărit, cum se exprima Părintele la predică, îl rog acum pe Preasfințitul să spună două cuvinte la acești sărbătoriți, la acești 50 de ani frumoși
de preoție pe care îi trăiesc frații noștri într-o preoție pe care îi vedem în fața altarului. Preasfințite, dragi părinți jubilanți, dragi părinți concelebranți, persoane consacrate și iubiți credincioși, dar și dragi credincioși uniți cu noi de pretutindeni prin intermediul mijloacelor de comunicare. Deci, sunt martor. Din anul 70-71 au fost consacrați părinții noștri din altar. Pe vremuri grele, cred că mulți le țineți minte, cu dificultăți. Ca să alegi să mergi la seminar, era ca și un fel de condamnare. Pentru cei care alegeau era o mare bucurie. Pentru biserică era o mare, mare bucurie. Dar erau și acele pericole așa de mari. Și totuși, iată, tineri au ales în acele vremuri grele să intre în seminar. Să se ofere, să se jertfească, să împlinească un mandat și ei să-L facă cunoscut pe Iisus. Iată, sunt dintre cei care au avut acest curaj și care a impresionat întreaga lume, pentru că cu toate acele greutăți, suferințe, persecuții, urmăriri de tot felul, au fost tineri care au ales să intre în seminar. Sigur că era o bucurie pentru biserică, un curaj pentru ei, o satisfacție pentru părinți și o mare bucurie pentru episcop. Episcopul care i-a consacrat. Sigur, și aduc aminte acum acești părinți de acele momente. Le aduc și eu în memoria dumneavoastră și sigur că în această lumină se vedem cei 50 de ani oferiți lui Dumnezeu și biserici. Mulți se întrebau prin alte țări, cum de o fac tinerii? Cum de au acest curaj? Erau cu curaj, aveau curaj, aveau credință, aveau încredere în Dumnezeu, aveau părinți buni. Aceasta a fost explicația pentru care ei au știut să îmbrățișeze iubirea, jertfa. Sfântul Ioan Botezătorul astăzi aduce aminte de curajul său de a predica, de a-L vesti pe Hristos care vine în lume. Așa au făcut și ei și de aceea, preasfințite împreună, astăzi merită să-I aducem lui Dumnezeu și cum am făcut-o la slujbă, un prinos de recunoștință. Și sigur, îl aducem și părinților de față un acest prinos de stimă, de prețuire, pentru că au ales să se jertfească, să sufere și să-L facă cunoscut pe Iisus. E ușor atunci când toate sunt luminoase. Dar e foarte greu și un mare curajos să ieși în lume atunci când sunt atâtea amenințări, pericole, greutăți. Le mulțumim
împreună cu Preasfințitul într-un chip deosebit, eu fiind martorul acelor momente din 71 și până îi văd acum împliniți, sigur aici în țară, la noi, la Iași, la București sau în America, ești un părinte David, coleg cu ei. Îi prețuim și le mulțumim împreună cu Preasfințitul și cu dumneavoastră și rugăm să aibă mereu sub aripa sa o crotitoare și să-i binecuvânteze în acești ani în care ei continuă ca odinioară să-L vestească pe Hristos. Mulțumesc Preasfințitului că mi-a oferit această posibilitate, nu să ne lăudăm, ci să spunem că familiile noastre au fost și au rămas în timpuri grele, generoase, dedicate, din care s-au ridicat copii și tineri pentru a vesti Împărăția lui Dumnezeu. Îi îmbrățișăm, ne bucurăm că sunt aici în comuniune și cu părintele din America și sub ochii și privirea episcopului nostru acum, care iată îi binecuvântează și are în mâini și un prinos frumos de prețuire, vă spune Preasfințitul. Eu le spun numele tuturor celor de față, preoți, ale celorlalți preoți și ale dumneavoastră, într-o mulți ani, cu cerniți părinți, binecuvântați ca o răsplată de la Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc. Și acum, în timp ce le voi înmâna fiecăruia o binecuvântare specială venită de la Sfântul Părinte, cu ocazia frumosului jubileu de 50 de ani de preoție, rog Domnul Dască să dea tonul și să cântăm un mulți ani, ca să mai câștigăm timp. Felicităm așadar pe acești părinți, preoți, confrați ai noștri, care au avut din partea lui Dumnezeu binecuvântarea aceasta să ajungă să trăiască bucuria împlinirii a 50 de ani de slujire în via Domnului. Sunt patru aici, cum menționa Preasfințitul Petru, cel de-al cincilea care este în viață, se află în America, a fost cândva vicar aici, părintele David, vicar de Iași. Mi-aduc aminte bine de el, pentru că după ce a plecat, noroc a plecat în America, mi-a lăsat mie mașina, era o Dacie, dar eram fălos cu ea, mai căra probabil grăunțe pe la Miroslava, că a trebuit să muncesc mult ca să eliberez mașina, dar m-am bucurat mult când am ajuns paroh numit de Preasfințitul Petru la Schineni. A fost o binecuvântare și un mare ajutor, de aceea îl țin minte și dacă acum ne urmărește, îl felicităm pentru această zi minunată, această
sărbătoare de 50 de ani de preoție. Ceilalți, până la 11, dacă nu-mi duc aminte, au plecat în casa Domnului. Eu mi-aduc aminte pentru că atunci când am intrat în seminar în 69, ei erau cei mai mari din serie. Seminarul mic era împreună cu cel mare, apoi s-a separat, dar îi respectam că așa era regula seminarului. De colegul meu, părintele Înșoaie, și aduce aminte, le spuneam Domnul, Domnul Fechetă, Domnul Berjan, Domnul Sandu, Domnul David și așa mai departe. Așa era regula. Mă bucur să fiu astăzi alături de acești confrați preoți și să trăim împreună o bucurie deosebită. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul preoției cu care i-a înzestrat și de asemenea pentru tot binele pe care l-au făcut bisericii în slujirea lor preoțească. Vă mulțumim pentru prezență și să ne ajute Dumnezeu să celebrăm evenimente frumoase întotdeauna și să-i dăm laudă. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi și să fie numele Domnului binecuvântat de acum și în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cer și să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Slow.